Am intitulat această nouă serie de prelegeri Izbăvește-ne de cel rău, lupta spirituală împotriva activităților demonice. Pe scurt, am putea să spunem războiul nevăzut, că e o expresie mai uzuală. Activitatea publică a Domnului nostru Iisus Hristos, așa cum o regăsim în Evanghelii, s-a concentrat în jurul a trei aspecte, care au rămas cele trei aspecte principale. Domnul Iisus a învățat poporul cuvântul lui Dumnezeu, calea lui Dumnezeu. Domnul Iisus a vindecat bolnavii, a înviat morții, da? Și Domnul Iisus a exorcizat. Acum, despre învățat în biserică am mai auzit. Despre vindecări s-a auzit. Avem și un sacrament al vindecării trupești, maslu, și unul al vindecării sufletești, Sfânta Spovedanie. Dar foarte puțin se aude despre activitatea exorcistică a Domnului Iisus în ultima vreme. Și n-a fost așa în trecut. Când Iisus și-a trimis ucenicii la propovăduirea împărăției, le-a dat această poruncă. Matei 10:7, mergând, propovăduiți, adică învățați, vindecați și scoateți-i pe demoni. Da? Sunt aceste trei elemente care nu trebuie să lipsească din activitatea bisericii pentru a continua întreaga activitate a Domnului. Iisus le-a dat puterea de a instaura împărăția lui Dumnezeu alungând de la putere pe cel rău și lucrările lui. Matei 10:1. Și chemând la sine pe cei 12 ucenici ai săi, le-a dat lor putere asupra spiritelor necurate, ca să le scoată și să tămăduiască orice boală și orice neputință. Alungarea celui rău este așadar o parte esențială a lucrării Domnului. Și în consecință, o parte esențială a lucrării bisericii în lume. Mântuirea înseamnă izbăvire de cel rău, eliberare de sub puterea diavolului. De aceea, activitatea exorcistică a fost una dintre constantele principale ale bisericii încă de la începuturile ei. Și Iisus nu se rezumă la eliberarea oamenilor prin cunoaștere, prin cunoașterea adevărului, prin învățătură. Nu se rezumă nici măcar la ne învăța să cerem în rugăciune, izbăvește-ne de cel rău. Ci Hristos a dat ucenicilor săi puterea sa dumnezeiască de a scoate demonii, de a alunga orice lucrare a răului care asuprește omul. Lupta spirituală împotriva celui rău, alungarea lui și exorcismele, sub diferitele lor forme, sunt așadar o realitate intrinsecă și tradițională a bisericii. Dar despre aceste lucruri se știu din ce în ce mai puține. Și ignoranța are consecințele ei. Din păcate, cunoștințele poporului creștin în acest domeniu sunt din ce în ce mai neclare. Și pe fondul domniei acestei ignoranțe se răspândesc atitudini și practici care permit răspândirea lucrărilor demonice. Nu? Este o vorbă că în ape tulburi pescuiește dracul, da? Nu Dumnezeu. Între acestea, poate cea mai periculoasă atitudine este dezinteresul. Într-o societate marcată de un profund indiferentism religios, de tirania relativismului și de o îndoială cronică, lipsa apetitului pentru studierea serioasă a acestor teme legate de demonologie, legate de exorcism, nu este pentru nimeni nicio surpriză.
sunt numai decât respinse și etichetate ca fiind teme medievale, bigote, rămășițele mentalităților magice ale trecutului îndepărtat preștiințific. Redirecționate imediat cu multă superioritate spre studiere specialiștilor în sociologia isteriei și experților în psihiatrie și neurologie. Din nefericire, această dezangajare nu rezolvă problema răului, care se acutizează. Nu, dacă ai o boală și nu te duci măcar la analize, dacă ai o boală și nu ți-e tratamentul, nu se rezolvă. Boala merge mai departe. Și se acutizează tocmai în aceste ultime două secole, iluminate de cuceririle fără precedent ale științei. Mult așteptata mântuire prin știință și tehnică, în loc să sosească, în loc să înlocuiască o așa zis fantasmagorică împărăția lui Dumnezeu propovăduită de Iisus de mult, în loc să aducă o epocă de aur care să umple lumea de lumină, fericire, iubire și pace, a aruncat-o deznădăjduită în brațele feroce și întunecate ale singurătății, ale stresului, nevrozei, adicțiilor destructive, nefericirii acute, urii de viață și războiului total. Progresul științei ne-a adus comoditate și trai mai bun, dar n-a izbăvit lumea și omul de cel rău. Biserica de 2000 de ani învață că originea răului nu cade sub incidența științelor pozitive, nu e de domeniul medicinei sau a fizicii, că omul singur nu se poate izbăvi de cel rău care s-a cuibărit în interiorul lui. Dar tot biserica învață că omul poate să fie izbăvit de cel rău. Dar cine mai ascultă astăzi? Negarea originii metafizice a răului, adică faptul că răul vine din cealaltă lume, originea răului nu este pe pământ, este extrem de contraproductivă. Dacă creștinii renunță în masă la lupta împotriva dușmanului nevăzut, dacă creștinii se dezangajează masiv din războiul spiritual declarat demonilor de Domnul Iisus și de apostolii lui, rezultatul se face imediat vizibil într-o distrugătoare contraofensivă a lucrărilor demonice care îngrozesc lumea și supra-solicită exorciștii, luptători în linia întâi a frontului. Îndrăzneala forțelor întunericului a atins astăzi culmi nemai auzite de mii de ani, de pe vremea când erau politeismele pe lume. Și demonii nu se mai mulțumesc cu puțin. În urmă cu doar 3 ani, Asociația Internațională a Exorciștilor a avertizat că există un plan de normalizare a satanismului printre noile generații. Ați auzit bine? Un plan, înseamnă că cineva a stat la masă și s-a gândit. Nu un om, un plan global de normalizare printre tineret a satanismului. Ar fi utilă, după ei, educația satanistă a copiilor pentru a promova libertatea religioasă radicală, pentru a dezinhiba tineretul de fricile și taburile trecutului. Dacă diavolul nu există, promovarea satanismului este utilă efortului de banalizare și de eradicare totală a ultimelor rămășițe de religiozitate creștină. Nu știu dacă ați văzut știrile din ultimii 4-5 ani, în toate capitalele occidentale ale lumii s-au instalat statui ale lui Baphomet, inclusiv la București în 2018. În 2019 s-a publicat în Statele Unite un manual de magie neagră pentru copii, cu scopul de a le șterge identitatea creștină. Părintele Francesco Bamonte, urmașul celebrului exorcist Gabriele Amort și președintele acestei asociații pe care am citat-o, Asociația Internațională a Exorciștilor,
A declarat cu acea ocazie, când s-a publicat acest manual de magie pentru copii în Statele Unite. Citez: în timpurile noastre este evidentă încercarea de a propune satanismul ca alternativă normală la celelalte culte religioase și la diversele filozofii de viață. Ni se spune că cultul diavolului se limitează la simpla lui celebrare și că cine îl practică nu comite nicio infracțiune și nu este nimic rău în a te închina diavolului. În paranteză, de ce? Pentru că oricum nu există. Fiecare este liber să-și confecționeze propria religie personală. Atunci, dacă Dumnezeu nu există, îngerii nu există, diavolul nu există, fiecare își face legea lui. Și în fața statului, a legii, poate să-și confecționeze ce vrea. Există religia lui Maradona în Argentina. Atunci, de ce n-ar exista și religia lui Hagi în România și satanismul să fie la liber peste tot? Dacă Dumnezeu și diavolul nu există, ci există doar o nevoie artificială și irațională de religiozitate moștenită din trecutul preștiințific, atunci orice religie care satisface această foame este egală cu oricare alta. Creștinismul ar avea aceeași valoare socială cu satanismul și, în consecință, satanismul ar trebui normalizat și legalizat. Ba mai mult, întrucât a fost o formă de religiozitate marginalizată, asuprită, poate fi recuperată ca standard al mișcărilor de emancipare a tuturor celor asupriți, a tuturor celor care se simt victimele societății. Noul manual de demonologie pentru copiii americani este scris în această direcție a normalizării demonilor, a demitizării tuturor imaginilor răului. Nu există, după ei, demoni răi, există doar fricile noastre. Citez din manual, da? Eu pe o pagină pentru copiii de grădiniță sau clasele 1-4. Citez: nu ai chef să scoți gunoiul din cameră în seara asta? Poate ești supraîncărcat de teme de la școală? Poate bătăușul acela de la școală este insuportabil? Ei bine, ca să te relaxezi, ia-ți creioanele și arată-ți abilitățile de a desena invocând niște demoni. Această parodie paranormală este plină de spirite hilare, care sunt mai degrabă toante decât înfricoșătoare. Încheie citatul. Deci așa relaxăm copiii, invocând demoni. Campania aceasta este o tentativă de extirpare a fricii din sufletele copiilor. Toate simbolurile răului sunt șterse și reinterpretate în cheie relativistă, adică nu este bine și rău. Este doar frica care trebuie extirpată. De exemplu, dacă ați văzut la Shrek, știți filmul Shrek? Shrek e un căpcăun, căpcăunii sunt răi, dar Shrek e bun. Nu? Dragonii sunt simbolul răului suprem, dar în filmele pentru copiii cele noi sunt buni. Sunt niște pisicuțe blânde persecutate fără vina lor. Monștrii sunt și ei ființe iubitoare și sociabile, vrăjitorii sunt mari înțelepți, demonii sunt jucăuși, etc. Vedeți, toate simbolurile răului sunt reinterpretate relativist, sunt bune de fapt. Autorul manualului prezintă copiilor evocarea demonilor ca pe ceva obișnuit și recomandabil, invitându-i să se alieze cu ei, să profite de ei, să încerce să intre în contact cu spiritele rele. Important ar fi ca copilul să simtă că nu este singur în fața suferinței lui. Părintele Bamonte, președintele Asociației Exorciștilor, concluzionează, citez: cine invită un copil însă să invoce demoni, nu face altceva decât să-l învețe că este posibil să ceri ajutor de la infractorul care îți sparge casa. Iar asta duce invariabil la distrugerea morală, psihologică și spirituală a copilului, care
Deși care deși nu există diavolii aceia din carte, pentru că sunt inventați de editori, totuși ei există diavolii. Dar copilul învăța că nu există, pentru că doar invențiile editorului. După recentul blockbuster, filmul de la cinema Exorcistul Papei, în care Russell Crowe joacă rolul părintului Amort, mulți s-au convins că ar fi excelent dacă diavolul n-ar exista, pentru că filmul e prea îngrozitor. Și ar fi fost foarte rău de noi dacă ceea ce s-a prezentat în film ar fi fost adevărat. Și într-adevăr, filmul acela și toate celelalte filme la modă astăzi pe aceste subiecte, este Călugărița 1, Călugărița 2, sunt tot felul de astfel de filme. E adevărat că aceste filme distorsionează și falsifică grav ceea ce se petrece într-un exorcism real. Însă, avem mărturile altor exorciști care spun că nu este foarte departe ceea ce ei au trăit într-un exorcist real de ceea ce, de groaza pe care o trăiești văzând filmele respective. Se petrec fenomene asemănătoare. Răspunzând acestui val de confirmare în necredință, părintele Eduardo Torano, exorcistul arhidiecezei de Madrid, a declarat într-un interviu recent televizat: sigur că ne-ar place ca diavolul să nu existe, dar el există. Când spunem în Tatăl nostru, izbăvește-ne de cel rău, nu spunem o abstracție. Răul este o ființă personală, așa cum ne învață cateismul și Sfântul Părinte Papa. Da, trebuie să stăm departe de ambele extreme, atât de raționalismul sceptic, care susține că nu există demoni, nu este nici Dumnezeu, cât și de demonismul exagerat, care vede demoni peste tot, chiar și acolo unde nu e lucrare demonică. Ritualul exorcismelor recomandă de aceea consultarea medicilor, psihologilor și psihiatrilor pentru a exclude eventualele anomalii psihice. Dar când persoana este realmente posedată, este necesar ritualul exorcismului, care poruncește diavolului să iasă și iese. Și se vede o îmbunătățire clară a stării celui care a fost posedat. Iar pentru aceasta, biserica a avut întotdeauna exorciști. Astăzi, mai puțin decât altă dată, dar totuși mai mult decât acum 20 de ani. Asociația Internațională a Exorciștilor a fost fondată în 1993 cu scopul de a crește numărul preoților exorciști într-o biserică occidentală care, sub presiunea relativizării învățăturii despre prezența și lucrarea demonilor, a ignorat 10 de ani această problemă, chiar și atunci când nevoile au crescut astronomic. Pentru președintele asociației, părintele Francesco Bamonte, exorciștii sunt, citez, martorii, glasul și ambasadorii lui Hristos și ai bisericii în fața celor care suferă din cauza celui rău, având sarcina și datoria de a le binevesti fraților și surorilor lor chinuiți de diavol prin lucrările acestuia extraordinare, cum sunt posesia, infestarea, că sunt iubiți în mod deosebit de inima lui Iisus, de Maica Sa cea Sfântă și de întreaga biserică. Asociația Internațională a Exorciștilor este singura instituție exorcistică recunoscută de Biserica Catolică. Este prezentă în 58 de țări din întreaga lume, numărând 905 preoți exorciști, dintre care 70% sunt în Europa, în special în Italia, 483, în SUA 62, în Mexic 48, în Brazilia 46 și în celelalte țări mult mai puțin. Deci aceste sunt principalele țări în care sunt exorciști, sunt țările cele mai atacate. Scăderea numărului preoților exorciști, de fapt, scăderea numărului preoților în general, că asta e o altă problemă, în întreaga lume, face dificilă găsirea unor posibili candidați
care să fie disponibil pentru această misiune fundamentală a Bisericii, numită de Sfântul Părinte Papa Francisc, chiar în această toamnă, la întâlnirea cu membrii acestei asociații exorciștilor, citez, o misiune, zice Papa Francisc, o misiune delicată și mai necesară decât oricând. Mai necesară decât oricând. Credincioșii fiind în mare nevoie de vindecare și eliberare spirituală, spunea Sfântul Părinte Papa, în 30 septembrie 2023. Asociația aceasta are drept obiectiv așadar formarea preoților însărcinați de episcopilor cu pastorația eliberării de acțiunea extraordinară a celui rău. Avem și în România un astfel de preot exorcist. O bună formare a preoților pe aceste teme este esențială. Dar ce facem atunci când acești preoți bine formați și informați lipsesc? Dar problemele și atacurile demonice nu lipsesc. Dacă e un singur exorcist în toată țara, ar trebui să fie unul în fiecare dieceză. La Părâu Rece. Deci ar trebui să fie unul în fiecare dieceză. Este ca și cum în România diavolul somează, el n-are treabă, el n-atacă pe nimeni, deci n-avem nevoie de luptători. Scufundați în suferințe, oamenii nu pot aștepta. Nu tergiversează, caută soluții și răspunsuri. Și identifică soluții și răspunsuri. Din păcate, de cele mai multe ori false. Drumuri închise, căi rătăcitoare. Unii spre la vrăjitori, alții spre la chiromanți, fiecare se duc pe unde pot. Alții tratează cu îngeri. Nu întotdeauna lucrările demonice pretind intervenția unui exorcist. Acțiunile demonice sunt foarte variate și inițial greu de depistat, pentru că diavolul începe ușor, nu dintr-o dată. Atunci e greu să-l depisteze la început. Dar o să vedem lucrul acesta în detaliu în alte întâlniri. De aceea este ușor să fie confundate cu bolile psihice și invers. De aici necesitatea unui curs ca acesta pentru credincioșii laici, pentru nespecialiști, care să îmbine doctrina sănătoasă, catolică, teologia solidă, cu îndrumările foarte practice pe care se cuvine să le urmăm și să le aplicăm în viața noastră cotidiană, care să ne ajute să scăpăm atât de atacurile demonice reale, ispite, obsesii, infestări, cât și de superstiții, adică atacuri imaginare, în care diavolul nu este implicat. Pentru aceasta vom urma sfaturile părintului Bamonte din cartea sa Ce să ne facem cu vrăjitorii aceștia, cum să scăpăm de superstiții și cum să ne apărăm de scroci, publicat în anul 2020. În această carte, Părintele Exorcist abordează tema recursului tot mai frecvent la vrăjitori de ocazie, cartomanți, ghicitori, astrologi, chiromanți și așa mai departe, explică învățătura bisericii și dă o serie de remedii pastorale la răspândirea galopantă a recursului credincioșilor la magie. Aceste lucruri trebuie luate în serios și învățate criteriile de discernământ. Adesea oamenii se sperie de ceea ce nu trebuie să se sperie și asumă practici și atitudini de care ar trebui să fugă la kilometri distanță. Deci nu se sperie de ce ar trebui să se sperie. A spus Iisus, vă spun eu de cine să fie frică. Părintele Antonio Maria Rehano, exorcistul arhiepiscopiei de Merida din Spania, avertiza în urmă cu câțiva ani că practicarea magiei negre sau folosirea plăcilor cu Iha sunt instrumente prin care diavolul poate poseda o persoană. Adică el are experiența asta fiind exorcist. Posesia demonică și exorcismul sunt reale, cu efecte profunde și foarte serioase. Citează Părintele, nu sunt lucruri din alte vremuri, ci o realitate foarte actuală, pentru că diavolul este astăzi mai prezent ca niciodată. Nu spuneți Papa mai sus, am citat, nu? Mai necesar decât oricând. Astăzi mai prezent ca niciodată în lume și prin diferite acțiuni intră în oameni, pentru că există o lipsă a credinței cum n-a mai fost. Încheie citatul. Și în consecință,
prezența lui Dumnezeu în viața oamenilor este dată uitării. Există tot felul de practici oculte și modalități externe prin care demonul poate pătrunde într-o persoană, tot felul de activități magice pe care oamenii le consideră în general prostii și nu sunt prostii, ci mai degrabă se creează situații prin ele în care se poate cădea sub stăpânirea demonului în acel moment când practici lucrul respectiv sau într-un moment mai târziu din viața ta. Una dintre formele cele mai recente și mai alarmante de a ajunge sub puterea celui rău este consumul de droguri. Noi am făcut un curs întreg de câteva întâlniri despre adicții, de tablete, de celulare, da? Adicții în general, chimice sau de alte forme. Adicțiile în general, inclusiv consumul de pornografie, pot să aducă oamenii sub puterea celui rău. Adicțiile fac omul foarte vulnerabil în fața atacurilor spiritelor necurate. Persoana dependentă nu-și mai controlează complet facultățile mentale și volitive. Și de aceea pot lesne aceste facultăți să fie preluate de alte entități spirituale. Un drogat, de pildă, este lăsat complet fără protecția psihologică normală în starea de veghe. Este complet receptiv, deschis oricărei influențe. Este în situația descrisă de Domnul Iisus, când diavolul, spune Iisus, se întoarce și găsește ușa largă deschisă. Deci un drogat nu mai poate să se controleze. Și demonii văd și profită, evident, că nu sunt buni, da? Nu sunt delicați demonii. Vom reveni în alte prelegere la această conexiune foarte importantă între dependențe și activitățile demonice. Mai spunem totuși pe acest subiect că starea cea mai gravă este în Mexic, cea mai nesigură țară din lume, căzută sub stăpânirea cartelurilor de droguri. Columbia este într-o situație asemănătoare din același motiv. Exorciștii diecezelor mexicane sunt în ultimii 20 de ani sub un asediu demonic total. După ce liderii cartelurilor, susțin acești exorciști, ar fi apelat la invocații demonice și la blestemarea drogurilor pentru a le face cât mai adictive. De aceea a apărut recent o cerere fără precedent pentru serviciile lor, a exorciștilor. Unii chiar nu mai acceptă cazuri noi, deoarece sunt nevoiți să exorcizeze demoni aproape în fiecare zi. Majoritatea cazurilor necesită forma simplă de exorcizare, numită și rugăciune de eliberare, eficientă atunci când o persoană își mai poate controla încă o parte a minții și a corpului. Nu este o posedare propriu-zisă. Rareori diavolul posedă pe cineva complet. Dar când se întâmplă asta, trebuie să intervină episcopul eparhiei. Recursul la practicile oculte și normalizarea avortului, da, practicile oculte, magia neagră, și normalizarea avortului sunt printre principalele cauze ale infestării demonice ale unei țări. În 2015, mai mulți prelați împreună cu exorciștii mexicani au făcut un exorcism pentru a alunga demonii din Mexic la nivel național. Deci o situație disperată. Afirmând acești înalți prelați că au răspuns astfel nivelului ridicat de violență, practicii avortului și crimelor cartelurilor de droguri. Acolo s-a născut o sectă care se închine la moarte și care aduce sacrificii de copii pentru a-și împlini scopurile. Și îți găsești, trimiți copilul la școală și îți-l găsești la intersecția cu tare, găsești un picioruș și la următoarele două intersecții mai găsești câte ceva. Da? E cea mai nesigură țară din lume. Și există o conexiune cu lumea demonică. Nu sunt doar drogați. Acea situație se regăsește în Occident în privința unei bune părți a industriei muzicale și mai ales a industriei pornografice. Consumatorii, pe lângă adicția chimică, nu, de droguri,
Și adicția psihică, când e vorba de pornografie și de, nu știu, de rețele de socializare, contractează și o dependență demonică. Robia demonică, care complică enorm tentativele medicale și psihiatrice de eliberare și vindecare, făcând necesară intervenția bisericii și, în anumite cazuri mai grave, chiar a exorcistilor ei. Nu doar magia și avortul produc infestarea unei regiuni. Același lucru trebuie spus despre toate tentativele de normalizare a păcatelor grave. Domnul Iisus ne-a învățat că oricine păcătuiește devine imediat sclavul diavolului. Infestarea demonică se manifestă oriunde se normalizează păcatul grav. Apostazia, divorțul, pornografia, satanismul, transexualismul, homosexualismul, furtul sistematic, nu, corupția, România nu stă bine, falsitatea instituționalizată, invidia și mândria, vedeți, neomarxismul și nu paradele mândriei, etc. Dar poate nimic nu produce o infestare demonică a unui loc sau unei regiuni decât combinația atomică a unui sex party homosexualist cu consum de droguri. Numirea apariției a tot mai multe vești despre orgii homosexualiste în care sunt implicați clerici drogați sau recenta modă a închirierii bisericilor pentru nevoile industriei pornografice. Am avut un caz chiar luna trecută în Europa. Diavolul știe exact ce vrea și cum să-și urmărească interesele. În concluzie, la această introducere trăim vremuri în care activitatea demonică s-a amplificat vizibil și este necesar un răspuns, o pregătire sufletească, mentală, catehetică a credincioșilor, mai ales a tineretului, pentru a putea distinge lumina de întuneric, pentru a nu se lăsa seduși de satana care se preface în înger al luminii. Aceste prelegeri sunt un îndrumar practic despre exorcizare pentru laici și preoți, nespecialiști. Folosim aici termenul exorcism în sensul lui larg, în care toți preoții pot efectua exorcisme private, simple, în care nu există un caz de posesie demonică. Când e mai de posesie, exorcistul, da? Oficial al bisericii se ocupă. În limbajul tehnic, așa numitul exorcism oficial, public sau solemn, este cel în care demonii și acțiunile lor extraordinare sunt exorcizați cu puterea bisericii, prin mandatul primit de la episcop. Exorcistul cu mandat episcopal are o putere mai mare decât preotul obișnuit. Noi aici ne vom concentra pe ceea ce trebuie să știe orice credincios în războiul spiritual împotriva puterilor întunericului, adică despre lupta împotriva ispitelor, despre rugăciunile de liberare și vindecare și așa numitele exorcisme private, cunoscute și sub denumirea de exorcisme simple. Și am decis să o facem tocmai pentru că această secțiune a cunoașterii și practicii bisericii tinde să se piardă. Nu? Poți să... Mai există așa ceva? Poți să întrebi. Ați mai auzit undeva să se facă cateheze sistematice pe acest subiect? Da, sigur, cine se pregătește să fie exorcist, se duce și studiază. Dar oamenii sunt obișnuiți, cum suntem noi, lăsați la voia întâmplării. Ce mirare este că dacă omul are probleme și nu-și găsește soluții, ajunge, te miri, unde să caute soluții. Întrebarea corectă ar fi, dată fiind situația, de ce s-a estompat atât de mult activitatea exorcistică a bisericii? Sub influența teologiilor liberale, mulți creștini, mai ales după Conciliul Vatican II, au ajuns să creadă că îngerii și demonii nu există, că sunt doar niște genuri literare, a spus chiar un prelat foarte înalt și cunoscut lucrul acesta, chiar în urmă cu câțiva ani, că ar fi imagini poetice, invenții ale comunităților primitive care s-au mișcat într-un mediu magic. De aceea, pentru noi, oamenii secolului 21, marturii boom-ului tehnologic omniprezent, este imposibil să mai credem în miracole și exorcisme consemnate în Evanghelie. Am ajuns oameni mari, adulți, raționali și luminați,
cărora le-ar reveni cumva misiunea de a reciti în biserică în mod științific textele, așa zis, fantasmagorice, scrise de primele generații naive de creștini, care au umblat împreună cu Domnul Hristos și au acceptat martiriul din iubire pentru El, dar n-au înțeles nimic. Zic ei. Foarte multă, cum zic, smerenie. Această viziune, destul de comună în exegeza istorico-critică a teologiei liberale, este popularizată de diversi clerici specializați în psihiatrie, psihopatologie sau parapsihologie, care explică și rezolvă prin metode științifice cazuri de posibile prezențe demonice. Aici trebuie totuși să se distingă bine lucrurile. Un lucru este știința, fie ea psihiatrie, neurologie, psihologie, parapsihologie și cu totul altceva, altă știință, alt domeniu al științei, este interpretarea cuvântului lui Dumnezeu, a Bibliei. Doar magisteriul autentic al bisericii are misiunea și autoritatea de a interpreta Sfintele Scripturi și dogmele. Teologii prezintă aceste interpretări ale bisericii într-un mod articulat, rațional, ușor de înțeles. Nimic din toate acestea nu depinde de un psiholog, de un neurolog, de un psihiatru, de un parapsiholog. Chiar dacă aceștia sunt preoți, autoritatea lor în acest domeniu este zero, la fel cum autoritatea preotului în domeniul psihologiei este zero. Un fizician nu se poate pronunța ca fizician despre existența sau inexistența lui Dumnezeu, pentru că el este competent în fizică, nu în metafizică. Prin definiție, Dumnezeu, dacă există, nu poate fi observat prin mijloace fizice și, în consecință, fizica, ocupându-se doar de fenomene fizice, nu se poate pronunța despre lucrurile metafizice. Ei pot să spună ceva în privat. Ai părerea lor personală, dar nu au competență. Tot așa și un psiholog, un psihiatru, un parapsiholog nu are nici cea mai mică competență să vorbească despre demoni și despre acțiunile lor. Pot să o facă, liniștiți, că nu-i oprește nimeni, dar n-au competență, n-au autoritate. Demonii sunt spirite pure și, prin urmare, fenomenele de intervenție demonică sunt absolut în afara câmpului psihologiei și parapsihologiei, a căror sferă de analiză sunt mecanismele minții umane, nu mecanismele minții demonice. Două lucruri distincte, sunt două specii distincte. Pentru psihologi, demonii nu există pentru că nu-și fac simțită prezența în mod perceptibil. Noi putem studia. Dar noi nu credem în existența diavolului pentru că am avea dovești științifice ale existenței lui. Credem, în primul rând, pentru că întreaga revelație a Noului Testament ar deveni absurdă dacă n-ar exista îngerii și demoni. Păi nu începe Noul Testament cu îngerul Gabriel, care vine la Fecioara Maria. Păi dacă nu sunt îngeri, ștergem tot creștinismul. Iisus și-a început activitatea cu o luptă împotriva diavolului, nu? A fost în deșert și a fost ispitit de diavol. Crucea, patima, moartea și învierea Domnului nu au fost decât o luptă împotriva suferinței și a morții și împotriva răutății demonice. O studiere profundă a psihologiei umane și a psihologiei angelico-demonice dezvăluie cu toată claritatea acțiunea diavolului în această lume. Un renumit exorcist american din Arhiepiscopia Denver, părintele Chad Ripperger, a publicat mai multe cărți în ultimii 20 de ani cu scopul de a-i ajuta pe preoți și pe credincioșii laici interesați de aceste subiecte să înțeleagă bine acest domeniu. Una dintre aceste cărți, publicată în 2007, Introduction to the Science of Mental Health, Introducere în știința sănătății mentale, analizează filozofic și teologic în ce constă sănătatea mentală, pentru a deduce apoi ce au de făcut cei care vor să se vindece de o posibilă boală mentală. Acolo el descrie fenomenele tipice ale psihicului uman, care acționează mereu împreună cu creierul. Și astfel avem un profil bine definit a ceea ce înseamnă o minte sănătoasă în comparație cu o minte bolnavă.
Pentru a înțelege însă și mai bine omul și bolile sale, este necesar să se înțeleagă și făpturile angelice. Pentru aceasta, părintele Ripperger a scris o altă carte, Dominion, Stăpânirea. Noi, în cursul nostru, în următoarele prelegeri, vom folosi ambele lucrări, pornind de la sinteza părintelui Paulo Ricardo de Azevedo, pentru a stabili noțiuni teoretice de bază necesare înaintea procederii la a da îndrumări practice. Aceste îndrumări le vom prelua din liniile directoare propuse de Asociația Internațională a Exorciștilor. Aceasta a publicat un document cu linii directoare pentru astfel de situații. Nu este un document asumat de Magisterul Bisericii, pentru că asociația este o asociație privată. Nu, este ca și un fel de asociație a medicilor, care nu, medicii se întâlnesc și stabilesc niște lucruri, niște principii comune. Ci este un document privat care a fost totuși avizat de biserică prin prezentarea lui dinaintea forurilor competente. Pornind de la aceste îndrumări, vom căuta să dăm îndrumări practice nu pentru exorcismul solemn, evident, sacramental, ci pentru acel exorcism pe care îl poate săvârși orice credincios atunci când se simte victima unei puternice ispite. Ce se poate face în astfel de situații? Ce este o rugăciune de liberare? Cum se pronunță un mic exorcism? În ce fel? Toate cunoștințele practice, însă, întotdeauna au nevoie de o bază teoretică consistentă și noi o vom lua de la părintele exorcist Ripperger. Înainte de a încheia, propun să ne punem o întrebare cât putem noi de serios în luna care urmează până la următoarea temă. Noi chiar credem că există îngeri? Am spus la... Nu de mult am celebrat pe Arhanghelul Mihail și na, cei trei arhangeli. În predica de atunci am spus că în Constantinopol, orașul pe care noi îl moștenim cumva, existau 50 de biserici închinate Sfântului Arhanghel Mihail. 50. Numai pentru Arhanghelul Mihail. Adică, ce vreau să spun? Ce evlavie aveau față de îngeri? O biserică enormă era în afara Constantinopolului, Michelaion, dedicată de Constantin Arhanghelul Mihail, care i s-ar fi arătat înaintea marii bătălii de la Pons Milvius. Și astfel a avut Constantin curajul să intre în luptă cu semne creștine și nu numai atât, dar și învins, pentru că Arhanghelul Mihail a luptat împreună cu el. Și în cinstea acestui eveniment a construit acest mare Michelaion, care era o catedrală enormă. Toate bisericile din Europa au fost construite după acel model, cele care au fost dedicate Arhanghelului Mihail. Deci predecesorii noștri, strămoșii noștri în credință, erau foarte dedicați îngerilor. Era o lume foarte stufoasă, plină de îngeri. În liturghii, toată lumea era convinsă că e mai degrabă liturghia îngerilor decât a noastră. Noi chiar credem în îngeri. Că de aici vine și cealaltă întrebare. Chiar credem că există demoni? Că dacă există îngeri buni, există și cei răi. Noi chiar credem că există diavolul? Că există diavolul ca persoană? Undeva, viu, gânditor? Care înseamnă că avem un dușman... diavolul, dacă există, noi știm sigur că există, că spune Hristos. Da? Dar lumea se îndoiește. De ce? Că e frică. Păi dacă există, e vai de noi. Ori ne prindem de Hristos și de Dumnezeu, ori nu o fi bine. Chiar este în viață un dușman atât de puternic și de îngrozitor? Ce spune lumea pe acest subiect? Se pare că îngerii și demonii, după părerea lumii de astăzi, n-ar exista decât în imaginarul fantastic al culturii populare. Recent, cum am spus, un faimos părinte iezuit a ținut să liniștească lumea că diavolul nu e cum s-a crezut. E doar un mit, nu e o persoană vie. A fost corectat între timp de papa și s-a corectat și singur.
De răspunsul pe care îl dăm la aceste întrebări depinde importanța pe care o vom acorda acestor chestiuni. Dacă nu e sigur, o lăsăm mai moale. Dacă însă existența unor armate întregi de demoni, vă amintiți că întreabă Iisus cum te cheamă? Legiune, o armată întreagă. Este o certitudine fermă, atunci este urgentă tratarea cât mai rapidă și mai serioasă a acestor teme, care luminează misterul prezenței insistente a răului în lume și în viețile noastre. Bolile, războaiele, ura, mândria, invidia nu vin numai de la oameni. Oamenii singuri nu pot să rezolve aceste probleme. Ori de câte ori apare o astfel de dispută, cel mai bun răspuns, ori de câte ori găsiți o problemă de acest gen, că vine cineva și spune lucruri ciudate, întotdeauna cel mai bun răspuns este cel dat de Domnul Iisus. Iisus ce a învățat despre demoni? Ce spune biserica? Ce spune catehismul că a învățat Iisus despre demoni? De ce spun asta? Că parcă vorbim vorbe. Pentru că teologii liberali, foarte la modă astăzi și mult mai mulți decât cei conservatori, susțin că însăși Iisusul istoric, spre deosebire, ei fac diferență între Iisus cum a fost el istoric, realmente, și Iisus cum l-am confecționat noi în credința noastră de 2000 de ani, Iisusul doctrinei cumva. Iisusul istoric n-ar fi crezut în existența demonilor, doar s-a prefăcut. De ce? Pentru că demonii nu există și Iisus nu era prost. Deci Iisus sigur nu credea în demoni, că era deștept. Dar s-a prefăcut pentru că ceilalți erau proști și n-au vrut să facă de râs. Oricine studiază teologia un pic sau a avut contact cu exegeții moderne a Bibliei știe că există un întreg curent teologic care apără teza presupus științifică conform căreia Iisus n-ar fi crezut în diavol, că există diavol. Acești, așa zis, luminați teologi, luminățiile lor, spun că Hristos a făcut într-adevăr vindecări pentru că era un taumaturg, dar deoarece trăia într-o societate superstițioasă, cu mentalitate magică, martorii miracolilor lui Hristos le-au confundat cu exorcismele. Și Iisus nu i-a contrazis. Dacă sunt naivi, i-a lăsat așa. Teologia postmodernă consideră că comunitatea creștină primară vedea bolile într-un mod foarte simplist. Ori provenind din păcat, ori provenind de la diavol, și de aceea a creat o mitologie care îl amesteca pe Iisus în povești cu diavol imaginari, pe care Hristos, care cum am zis nu era tont, evident nu le accepta, dar le tolera. Vom vorbi în întâlnirea următoare mai pe larg despre activitatea exorcistică a lui Iisus. Astăzi încheiem cu răspunsul dat de Părintele Bamonte, președintele Asociației Exorcistilor, la această viziune reductivă asupra demonologiei prezentă în teologiile acestea moderniste. Zice Părintele Bamonte, activitatea exorcistică a lui Iisus a fost parte esențială a slujirii sale mesianice. Exorcismele efectuate de Hristos nu au fost un element accidental în lucrarea lui mântuitoare. Iisus nu numai că a crezut că există demoni, ci Iisus a venit în lume tocmai pentru acest motiv, pentru a ne elibera de diavol. Când a fost acuzat de farisei că scoate demonii prin lucrarea lui Beelzebub, Iisus a răspuns, Matei 12:28, dacă eu cu Spiritul lui Dumnezeu scot pe demoni, iată că a ajuns la voi împărăția lui Dumnezeu. Dacă Iisus n-ar fi crezut că există demoni, n-ar fi răspuns așa. Ar fi putut profita să ia în derâdere naivitatea și superstițiozitatea fariseilor și să profite de ocazie pentru a le explica cu toată claritatea că aceste ființe magice nu există. Dar a făcut exact contrariul. Domnul Iisus afirmă că este imposibilă alungarea demonilor prin invocarea demonilor, întrucât orice împărăție care se luptă împotriva ei însăși nu poate supraviețui. Deci Iisus consideră
că lumea demonilor există, e o împărăție și e foarte puternică. Și el a fost trimis de Tatăl pentru a o deposeda de autoritate, de putere. Un corolar al acestui lucru este că din moment ce fariseii admit posibilitatea exorcismelor, Hristos ar fi putut să le facă numai în numele lui Dumnezeu. Așadar, Iisus, așa cum era de așteptat, confirmă clar ceea ce credința Sfintei Biserici ne-a învățat de-a lungul secolelor. Și anume că de la păcatul lui Adam și al Evei a existat o stăpânire a lui Satana asupra umanității. Iar el, Hristos, a venit în lume să scoată demonii, să-i alunge și să ne elibereze din lanțurile și robia lor. Aceasta este credința Bisericii. Exorcismele lui Iisus nu erau acte banale, superstițioase, ci erau o parte esențială a manifestării împărăției lui Dumnezeu. De aceea învăța, vindeca și exorciza. Prințul acestei lumi, diavolul, stăpânea lumea, iar Iisus l-a detronat. Dacă vă amintiți, înainte de a urca pe cruce, Iisus a spus un cuvânt foarte important. Acum, prințul acestei lumi este judecat și dat afară pentru că el nu are nimic în mine. După ce a murit și a înviat, Iisus a reluat discursul și l-a completat. Toată puterea mi-a fost dată mie în cer și pe pământ. Da? Vă amintiți când l-a ispitit diavolul pe Iisus, l-a dus pe un munte înalt și i-a arătat toate regatele lumii. Și a spus, dacă te închin mie, ți le dau ție, pentru că mie mi-au fost date și le dau cui vreau. Și Iisus n-a spus că minte diavolul, că nu mințea. Asta e un alt discurs, avem timp să le discutăm pe toate. Iisus nu l-a contrazis, Iisus doar n-a vrut să ia puterea lumii de la diavol. Mie mi-o dă tata și o ia de la tine, nu tu mi-o dai mie. Tatăl meu mi-o dă și tu ești deposedat de autoritate. Este fals așadar pretențioasa afirmație modernistă că biserica, din ignoranță, ar fi învățat lucruri greșite pe aceste subiecte timp de 2000 de ani și că evangheliile înseși ar fi contaminate cu superstiții primitive. Tocmai moderniștii sunt cei care inventează o nouă religie, un nou Iisus, o înșelăciune evidentă și nu este exclus ca în aceste pretenții ale lor să fie direct implicat chiar vechiul viclean șarpe din paradis care i-a înșelat pe Adam și pe Eva. Ne-am putea pune și această întrebare și cu asta închei. Ar putea cineva să spună, părinte, ne speriați. Scoaterea din praful bibliotecilor a vechiului discurs despre demoni și exorcisme ar putea speria oamenii. Oare oamenii nu vor începe să vadă demoni și acțiuni demonice peste tot, dacă le vorbiți despre asta? Și adevărul este exact opusul. Nu vor vedea demoni peste tot. De ce? Pentru că îi vedem deja. Ați văzut vreun Pride Parade? Mergeți pe stradă să vedeți cum sunt oamenii, cum au devenit agenții demonilor. Noi toți am văzut deja cu ochii noștri acțiuni demonice reale. Distrugerea familiilor. Mase imense de oameni înrobiți de dictatori sângeroși. Adicția de sex și de droguri. Oameni terorizați de crima organizată, de războaie și genocide. Istoria secolului 20 și al secolului 21, din păcate, este o dovadă completă și incontestabilă a existenței diavolului și a activităților lui în această lume. Și nu este foarte mângâietor să atribuim cauza tuturor acestor atrocități hazardului sau simple răutăți umane. Dar este în schimb foarte reconfortant să primim Evanghelia și să aflăm și să credem că Domnul nostru Iisus Hristos l-a învins deja pe diavol. Hristos spune că l-a văzut pe Satana căzând ca un fulger din cer. Adică autoritatea lui a fost distrusă.
Tot răul care ne stresează și ne înspăimântă nu reprezintă altceva decât ultimele zvâcâniri ale diavolului, care știe că nu mai are mult timp la dispoziție. Domnul nostru a câștigat deja și noi așteptăm manifestarea clară a acestei biruințe la a doua sa venire. Aceasta este marea noastră mângâiere. În celelalte întâlniri pe care le vom avea în următoarele nopți de veche, cu ajutorul bunului Dumnezeu, o să luăm sistematic, plecând de la activitatea exorcistică a lui Iisus și mergând apoi, încetul cu încetul, în a ne întreba dacă există îngeri, a găsi răspunsurile bisericii pe acest subiect, a ne întreba cine sunt, ce sunt îngerii, a încerca să-i înțelegem, să înțelegem diferența între psihologia angelică și psihologia umană, și apoi a vedea cum au căzut și de ce au căzut îngerii, cum au devenit demoni, care e psihologia lor, care e modul lor de activitate, extraordinară prin posesie, ordinară prin ispitire, da, și toate celelalte. Și încetul cu încetul să ajungem și la îndrumările practice și, până la urmă, la a ne lua armele pentru a putea să îl învingem pe toate fronturile. Lăudat să fie Iisus!